Cum gestionează Cerebele și soția sa, relația cu fica lor. Cei doi și-au împărțit rolurile. Cine a avut ultimul cuvânt pentru participarea la Ipower Copule? Cerebele și soția s-au cunoscut pe platourile de filmare, acolo unde Elena era coregraf, iar în momentul în care a simțit că ea este alea sa, Artistul s-a gândit să o ceară de soție. Cei doi sunt împreună din anul 2008 și au împreună o fetiță, Alessia Ecaterina. Cum gestionează cerebele și soția sa, relația cu fiica lor. Cei doi și-au împărțit rolurile. Elena, soția artistului ne-a mărturisit cum a reacționat Alessia, fetița cuplului, atunci când a aflat că am părinți veori pleca să filmeze pentru Power Copule fica celor doi nu a rămas niciodată singură, fără mama sa. Alesia nu a rămas niciodată singură, fără mine. Atunci când i-am explicat că vrem să plecăm la o emisiune amândoi, ea ne-a spus, nu, nu. Tati, tu mergi la emisiune, mama, nu, rămâne cu mine, a declarat Elena pentru Spineus, pro. Cerebele mărturisește că și fica lui a avut un cuvânt de spus în luarea acestei decizii. Artistul a reușit rapid, după cum spune chiar el, să o câștige pe cea mică în tabăra lui, chiar dacă nu mai este la vârsta la care o păcălești ușor. A avut și ea ceva de spus și ea a fost întrebată, doar că ea a venit în gașca mea mai repede și a insistat pentru a merge. Nu a fost nevoie să o păcăles, acum are aproape 13 ani, nu mai este cu înghețată, cu ciocolată. Cred că pur și simplu i-a plăcut provocarea de a-și vedea părinții la televizor, a declarat cerebele pentru Spineus. Ro. Cerelebe și soția sa au vorbit și despre rolul de părinți. Artistul ne-a mărturisit că nu l-a învățat nimeni să fie părinte, ci a descoperit pe parcurs. Iar Elena, partenera artistului, ne-a dezvăluit că sunt firi diferite și fiecare a preluat un rol, însă totul a venit în mod natural nu te învață nimeni cum să fii părinte, descoperi pe parcurs. Și, în funcție de relația între soți, îți dai seama cum poți să administrezi educația copilului. Pe cât de mult înțelegem noi lucrurile, pe atât le dăm mai departe, a declarat artistul. Este vorba despre diferența între noi, suntem firi diferite, iar atunci automat fiecare a preluat un rol. A venit natural, nu am plănuit cum să fim, a mai adăugat Elena.